Este o zi cu dublă semnificație. Nu este doar un președinte care ne vizitează, vor fi doi președinți care ne vizitează țara. Este președintele Zelenski și președintele Klaus Iohannis. Să le urăm bun venit președinților Ucrainei, da? Și României în țara noastră. Și omologului său. Și omologului său în țara noastră. Eu acum pe Zelenski l-am tot văzut. Vorbește zilnic, e în conferințe de presă, are intervenții live pe rețelele sociale, îl știu. Eu sunt foarte curios și o să mă duc la Cotroceni să-l văd pe președintele României, că unii ar spune că este o hologramă. Eu nu cred lucrul ăsta. Nu cred că România este condusă de o hologramă. Nu, e real, dar apare doar când e cazul. Da, azi îl vedem și nu e. Astăzi e. Înțeleg că este pentru că va veni alături de omologul său, Volodymyr Zelenski. Zelenski va merge la Cotroceni, se va întâlni și cu premierul României și apoi va merge în Parlament.